Mulțumesc pentru că ați făcut alegerea de a deveni membri ai canalului meu de YouTube. Chiar astăzi mi s-a arătat că am deja 50 de membri. Vă mulțumesc că ați ales acest canal și că în continuare aveți încredere în materialele pe care le ofer pentru titularizare. Astăzi m-am gândit să abordez poezia lui Marin Sorescu, Boala și poveste. Înainte de orice, voi citi poeziile, după care voi explica maniera în care am redactat acest comentariu. Boala, de Marin Sorescu. Doctore, simt ceva mortal aici, în regiunea ființei mele. Mă dor toate organele. Ziua mă doare soarele, iar noaptea, luna și stelele. Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer pe care până atunci nici nu-l observase. Și mă trezesc în fiecare dimineață cu o senzație de iarnă. Degeaba am luat tot felul de medicamente, am urât și am iubit, am învățat să citesc și chiar am citit niște cărți. Am vorbit cu oamenii și m-am gândit, am fost bun și am fost frumos. Toate acestea n-au avut niciun efect, doctore, și am cheltuit pe ele o groază de ani. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte într-o zi când m-am născut. Aceasta este prima poezie, Boala. Merg mai departe cu poveste. Sufletul tău funcționează cu lemne, iar al meu cu electricitate. Dragostea ta umple cerul de fum, a mea e din flăcări curate. Totuși vom mai merge împreună. O bună bucată de pământ, o bună bucată de cer, o bună bucată de lună. Vom fi fericiți pentru iarbă și pentru lac. Vom râde pentru copac. Vom slăvi drumul drept cu câte o gură și vom ține un moment de reculegere pentru fiecare cotitură. Ne vom lua după umbra mea, care merge înainte. Ne vom lua după primul gând. Ne vom lua după două, trei cuvinte. Până când ne va ieși în cale Sfânta Vineri să ne spună printre altele că nu mai suntem tineri. Și pe ea nu o să ne mai dea de acum nici electricitatea pentru flacără, nici lemne pentru fum. Am pus și sursa. Acestea sunt textele poetice, după care am promis că voi aborda eseul, voi explica maniera în care l-am conceput, am ținut cont de introducere, de particularități, cele patru, dar observați că eu am puțin mai multe, specifice neomodernismului sorescian, sorescian în cazul de față, dar da, se aplică și pentru Stănescu foarte multe dintre aceste particularități. Am mers mai departe cu aceste particularități nuanțate pe baza celor două poezii, tema și viziunea despre lume, limbajul și, bineînțeles, elemente stilistice, artistice. Și maniera în care trăsăturile specifice neomodernismului sunt evidențiate în aceste texte. Nu lipsește opinia critică și pe aceasta am comentat-o. După câte observați, în partea de jos, în partea stângă, jos, am aproximativ 4 pagini de Word la care au acces doar membrii canalului. Dacă încă nu sunteți membri și vă doriți să o faceți, vă rog să verificați planificarea, vedeți unde vă situați, în ce lună vă situați și ce materiale sunt prezentate în această lună în care vă aflați. Haideți să începem! În literatura română, Marin Sorescu, alături de Nichita Stănescu și Ana Blandiana, este poetul care creează o operă fundamentată pe ruperea și reconstruirea cuvântului ce capătă noi valori. Logosul este supus unui amplu proces de metamorfoză care are menirea de a transmite informații inedite. Scriptura sa poetică se încadrează în neomodernism, orientare tematică anilor 1960-1970, ale cărui trăsături sunt reprezentate de redescoperirea sensibilității creatoare a emoțiilor estetice, înnoirea limbajului poetic, reconfigurarea raportului antropos, logos și cosmos, om, cuvânt și univers. Asta presupune. Particularități ale liricii. Printre particularitățile de seamă ale scriturii sorescene se află ambiguitatea, insolitul limbajului, sărbătoarea metaforei, spiritul ludic și parodic, intelectualizarea limbajului, aparența de nonsens al acestuia, prezența inefabilului, adică
prezența inexprimabilă.